Împărțirea cardurilor de sănătate, fără de care niciun pacient nu va mai putea primi servicii medicale de la începutul anului viitor, a fost încheiată. După reguli stricte, factorii poștali au avut misiunea să înmâneze cardul la toți asigurații. În cele aproximativ două luni în care poștașul i-a căutat pe mehedințeni pentru a le înmâna personal cardul de sănătate, peste 160.000 de oameni, adică mai bine de 95% dintre asigurați, și-au primit cardul. În momentul de față, la nivelul Companiei Naționale Poșta Română, în județul Mehedinți, distribuirea cardurilor s-a încheiat. Am avut de distribuit în tot județul 168.000 de trimiteri, au fost distribuite 161.000 de trimiteri. În procente vorbim de 95,6% predate direct clienților. Procedura a fost una simplă pentru noi, ca să spun așa, în sensul că am căutat clienții de 2-3 ori până i-am găsit. Acolo unde au fost situații de nu au fost găsiți la domiciliu sau plecați, noi le-am distribuit către Casa de Sănătate. Suntem în plină procedură de returare a acestora. După ce va centraliza datele și va primi cardurile rămase de la Oficiul Județean de Poștă Mehedinți, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va avea propria strategie de distribuire în funcție de numărul acestora. De la 1 ianuarie 2015, toți asigurații trebuie să dețină cardul de sănătate pentru a putea primi îngrijirile medicale solicitate, în timp ce furnizorii de servicii medicale trebuie să-și procure cititoarele de carduri.